Sute de credincioși au fost prezenți la slujba de la Biserica Sfânta Parascheva din Năvodari. Un veșmânt al Sfintei a fost adus în oraș de la Iași și purtat pe braț într-o procesiune ce a avut loc pe străzile orașului. Este o zi deosebită pentru orașul nostru, întrucât serbăm pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, care este ocrotitoarea acestui sfânt locaș, a bisericii noastre, deci, și a orașului. Pentru că de mai mulți ani este în mod oficial ocrotitoarea orașului Năvodari, unde fiecare dintre credincioși se simte ocrotit de rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva, a cărui moaște se află la Mitropolia Iașului. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților locale. O parte dintre noi au plecat la Sfânta Parascheva la Iași, noi nu am plecat la acesta, am rămas aici în Năvodari, că și trebuie să marcăm acest eveniment. Soborul de preoți l-a avut în frunte pe arhiepiscopul Tomisului Teodosie. Este sfânta cea postitoare și rugătoare din copilărie care a dăruit ceea ce avea de la părinții săi către copiii săraci și a postit atât de aspru, de aceea a fost numită și Sfânta Vineri. Să fim și noi cu gândul, cu mintea, cu inima, cu rugăciunea la Sfânta Parascheva. Sute de năvodăreni au fost alături de preoți pe tot parcursul procesiunii. Ei s-au rugat pentru iertarea păcatelor și o viață mai ușoară. E o crotitoarea noastră care ne ajută în tot ce cere, mijlocește la Dumnezeu pentru noi, pentru păcate, pentru sănătatea noastră, să ne ajute în încercările vieții. Pentru sănătate, cel mai mult pentru sănătate. La familie, pentru bine. Pentru sănătate, pentru zbor, ajutor, pentru familie, pentru oraș, pentru tot ce e nevoie. Mulțimea s-a oprit în mai multe locuri din oraș, iar apoi s-a întors în punctul inițial, la Biserica Sfânta Parascheva din Năvodari.